Bună ziua și bun găsit, stimați telespectatori, la o nouă emisiune, Fotoliul cu ghimbi. Sunt Adrian Simon, iată-ne din nou în studioul Capital TV, televiziunea pe bune. Cu pași mari, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, ne apropiem de finalul acestei campanii electorale pentru alegerile locale. Am văzut mulți candidați în studioul nostru, la fel cum i-ați văzut și dumneavoastră. Astăzi revenim la unul dintre invitații noștri, respectiv candidatul Partidului Național Liberal pentru funcția de primar al Comunei Șoimuș, domnul Irmie Mihai Gabriel. Bună ziua, domnule Irmie, bun venit în studioul Capital TV. Bună ziua dumneavoastră și telespectatorilor dumneavoastră. Mă bucur că sunteți aici pentru că mie îmi face plăcere să vorbesc despre comuna noastră pe care am vizitat-o de nenumărate ori. Adică mărturisesc că am fost inclusiv la evenimente organizate de noastră în calitate de primar, dar am și tranzitat-o spre alte comune care se învecinează cu dumneavoastră. Cum a fost campania asta electorală la Șoimuș? Greu de spus în cuvinte. Cred că cetățenii din comuna Șoimuș au văzut această campanie, o campanie destul de agresivă, o campanie murdară din punct de vedere a dezinformării, adică s-a încercat din orice lucru care l-au găsit pe tot felul de pe site-uri oficiale până la urmă să-l transforme într-o armă politică în favoarea contracandidaților. Eu din campania electorală care s-a dus la Șoimuș, pentru că am urmărit atent, acum sunt locuri unde nu m-am uitat, că de exemplu la Ghelare habar n-am cine candidează și așa mai departe. Că n-au fost în studio, dar la invitații care au fost în studio, i-am notat pe fiecare și periodic, în loc să dorm și eu seara, mă uit să văd care, cum, ce zice, normal, cine pe cine mai înjură. Așa, da. Eu am reținut din campania aia contra candidaților noastre de la Șoimuș, că de la noastră am văzut cu ce ați venit, cu ce ați făcut și cu ce vreți să faceți în continuare. Am reținut că noastră sunteți un hoț, că ați furat de a stins pământul, că Irimiei iadul primăriei Șoimuș, ca să nu zic altfel. Da, așa este, așa este. O campanie... Dar n-am văzut niciun proiect. Deci asta m-a surprins foarte tare, pentru că ascultându-vă ce spuneți, că a fost groaznică din punct de vedere al denigrărilor, al jignirilor, al acuzelor și așa mai departe, eu aștept atunci când doi oameni candidează, e ca un concurs până la urmă, cine știe mai mult câștigă, sau, dar când candidează să vină cu proiecte, uite bă, asta vreau să fac, asta s-ar putea, nu, acolo nimic, da, pauză. Din păcate, campania s-a purtat pentru cel mai mult pentru denigrarea imaginii mele, pentru murdărirea imaginii mele, pentru a mă băga în tot felul de mizerii în care nu sunt reale și eu am venit aici cu niște puncte de vedere și aș vrea să le luăm punctual, pentru că toți contracandidații mei s-au folosit de anumite date și le-au folosit în alte direcții, nu în cele reale. Bun. Și aș vrea să le expun ca să nu fie niciun fel de problemă. E spațiul nostru electoral. Așa, s-au adus niște acuze pentru o firmă, Ancada Trust, pot să spun și firma. Ancada Trust? Ancada Trust, care este asociat un susținător de-al meu, că lucrarea este de valoare de 80.000, o platformă în fața cimitirului. Eu vreau să le transmit că este 80 ceva de mii, dar este făcut doar 35%, au mers acolo, au măsurat și au zis, domnule, a furat banii, că 85.000, eu n-au spus chiar că am furat, au spus, avem semne de întrebare. 85.000, lucrarea e făcută doar 35% ce este acolo. Diferența va fi făcută ulterior. N-am avut bani pentru acea platformă în fața cimitirului, am... Iar pentru cât am avut bani, atât deci s-a executat. Deci e una multianuală. E multianuală lucrarea. Am semnat contractul anul trecut, am plătit o parte din ea, a făcut de cât i-am plătit, după care acum urmează să mai dau, să continue lucrările, să mai plătesc încă o tranșă,
Ea, lucrarea este pentru 2 ani de zile. Nu am avut bani suficienți în momentul când am semnat contractul, dar pe parcurs ea se va face. Important deci e că începem. Deci ce se vede acolo nu reprezintă nu este 30%. Exact, nu este proces verbal de recepție pe toată lucrarea și nu este făcut decât 35% din lucrare. Platforma respectivă merge până în capătul intersecției de la Bohold și până în capătul celălalt cu drumul de intersecție din spate. Acolo este făcut doar un pic, o parte din fața cimitirului. Dar ca să dea, să dea bine, au luat de păsicap cât e valoarea totală și au zis, domnule, 200 de metri pătrați făcut cu 80 și ceva de mii de lei, aia înseamnă 500 de lei pe metru pătrat. De domnul ce primar exagerat și a bătut joc. Pe lângă asta, nu s-a turnat doar beton acolo, s-a băgat țeavă corugată pentru drenarea apei. Păi, asta e o grămadă de bani. Corugată. Exact. Acum ei probabil, dar ca să dea bine ca imagine și să murdărească mie imaginea, au folosit-o altfel. S-a folosit țeavă corugată, s-a folosit plasă STM, balast a trebuit săpat, pregătit platforma respectivă să continuă lucrările mai departe. Dar asta am vrut să spun, că doar 35% din lucrare este ce este acolo în teren, nu ce au făcut ei poze și au umplut Facebook-ul de minciuni. Pubelele ecologice. A fost o greșeală de-a mea momentul când am întrebat la achiziții cu ce preț s-au făcut achiziția pubelelor ecologice. Atunci fata de la achiziții mi-a zis 3.000 de lei pentru că s-a referit la partea de manoperă. Ei, pubela ecologică a fost 8.700 de lei plus TVA. Cât? Din 8.700 de lei plus TVA, o pubelă ecologică în care 5.700 de lei au fost materialele și 3.000 de lei manoperă. În toți ăștia 8.700 de lei plus TVA este săpătura, fundația, betonul, fierul din beton, cofrag, confecția metalică a țarcului respectiv, plasa pe țarcul respectiv, tot ce înseamnă partea de balamale, mânere și tot pentru uși, și plasă de camuflaj. Deci toate sunt în acești bani. Am găsit pubele, de exemplu, ecologice și cu 20.000 de lei. Când spuneți pubelă ecologică, vă referiți la chestiile alea împrejmuite. Împrejmuite în care se pun platformă de beton exact. În care se pun pubelele. Da, și m-au acuzat că am făcut o pubelă cu 10.000 de lei cu TVA, că am furat bani de acolo. Dragii mei, eu vreau să vă spun că am văzut pubele ecologice acum că tot am urmărit, că am zis, poate că ai mei de la achiziții ori fi căutat prețul cel mai scump. Și am văzut platforme ecologice și cu 40.000 și cu 60.000 de lei. Da. Și o să le pun pe Facebook ca să le vadă ceilalți că nu lucrăm la prețurile cele mai scumpe și chiar sunt făcute și am fost și apreciați de cei de la ADI Deșeuri ca metodă de bune practici, că suntem printre singurele primării care am făcut aceste pubele pentru colectarea selectivă. Dar probabil asta îi deranjează. Când noi apărăm cu ceva bun, ei trebuie să dea cu noroi noi că am furat banii, că de asta am făcut lucrul ăsta. Eu cred că în mentalul lor, a contracandidaților mei, în afară de gândul de a fura, nu este altceva. În subconștientul lor. Pentru că nu apreciază nimic decât la orice lucru să uită acolo o furat, acolo o făcut, acolo o luat mai mulți bani decât trebuia. Eu dacă eram, făceam altfel. Eu vreau să spun că nu va fi niciodată și nu o să poată să facă altfel. Dar asta vedem din 28 încolo. Au acuzat că școala de la Șoimuș a făcut un contract de reparație școală și că s-au furat banii și că nu s-a făcut nimic la școală. Școala a ieșit ieri cu un comunicat și mulțumesc pe această cale doamnei directoare și administrației școlii că au ieșit cu un comunicat pentru că nu merită școala de la Șoimuș să intre în astfel de mizerii electorale, în care le-a explicat foarte clar că nu au niciun fel de contract semnat în momentul când s-a făcut achiziția pentru reparația grădiniței și extinderea ei. La momentul respectiv nu aveau creditele necesare, s-a făcut achiziția din dorința de a începe lucrările ca să le putem finaliza în momentul din septembrie când începe grădinița. Neavând credite, era contractul făcut în luna mai, nu se putea face rectificare de buget până în luna iulie. Noi aveam bani pe primărie prinși pentru așa ceva și am zis renunțați voi la contract și facem noi pe primărie ca să putem să demarăm lucrările și să facem achiziția. Și dacă vin copiii la școală, să vină într-un cadru normal, să fie gata.
școala a ieșit, le-a explicat și a început să-i certe și pe cei de la școală că nu trebuia să facă achiziția. Acum se mai întâmplă să faci erori de genul, pentru că până la urmă doamna de la școală, nu doamna directoare, doamna administrator, s-a gândit că găsim o variantă să facem rectificare de buget și să alocăm bani ulterior în luna iulie. Și am spus nu, pentru că nu am cum să fac această mișcare datorită faptului că avem banii prinși noi pe primărie și nu are rost să ne scărpinăm altfel. Pe lângă asta, școala de la Șoimuș, tot ce înseamnă partea de clădiri, este a primăriei comunei Șoimuș, este dată doar în administrare. Și acum, după ce facem procesul verbal de finalizare a lucrărilor, o să dăm în administrare grădința de la Șoimuș și din 6 octombrie copiii se vor putea bucura în totalitate de această grădiniță. Bun. Am mai observat că sau am mai auzit că acum cam vreau să le răspund, vreau să le răspund la semnele de întrebare pe care le au ei de fiecare. Până acolo, da. Mi-am ridicat și eu un semn de întrebare și mă puneți și dumneavoastră unul de exclamare, da. Și mai punem și niște paranteze și vedem noi ce mai punem pe acolo. Da. La tablete, știu că ați asigurat tablete pentru toți copiii de la școală. N-au zis că ați furat și acolo. Că... Ba da, sunt foarte supărați pentru că am pus o etichetă pe tablete prin care scriu I love you Șoimuș, că așa îmi place mie să zic, că îmi iubesc comuna. Da, I love comuna Șoimuș. Așa. Și am scris proiect inițiat de Irimie Mihai Gabriel, pentru că eu am inițiat acest proiect în luna iulie, când înainte de rectificarea de buget am avut o discuție cu doamna contabilă și am luat bani de pe alte lucrări de investiții și am alocat pentru copii. Proiectul a fost inițiat de mine și m-am zbătut pentru acest proiect pentru că știam că copiii au nevoie de aceste tablete și vreau să facem școala, să ridicăm nivelul școlii la un alt nivel mult mai ridicat. Și cred că am reușit pentru că au început să se mute copiii care până acum făceau școala la Deva sau în altă parte, sau au început să mute înapoi la școala Șoimuș pentru că au condiții, le-a oferit primarul tablete, nu trebuie să investească părinții. Ne-am pregătit, dacă Doamne ferește să schimbă scenariul școlii și intrăm din verde în roșu, să avem tablete și să poată continua școala, pentru că actul educațional în comuna Șoimuș pentru mine este pe primul plan și mulțumesc cu această ocazie doamna directoare, pentru că suntem în același asentiment și tragem amândoi în aceeași direcție pentru copiii din comuna Șoimuș. S-au văzut, pentru că rezultatele școlii de la Șoimuș au fost foarte bune. Copiii de la Șoimuș din clasa 8 au intrat la cele mai bune licee din județ. Și asta pentru noi e o mândrie și cred că s-a văzut că am pus suflet acolo la școală și copiii au simțit lucrul ăsta și învață. Încă un lucru ce fac de 8 ani de zile de când sunt primar, premiez copiii care au peste 8,50 la învățătură. În fiecare an. Cum îi premiez? Îi premiem cu bani. În fiecare an îi stimulăm. Mă gândesc că nu e o sumă colosală, dar pentru ei mândria este când vine primarul și le dă ceva și îi laudă pentru ceea ce fac. Pentru că știți cum e, atâta de în vremurile astea tulburi și în care trăim, dacă nu suntem aproape de copii și de tineri, lucrurile le pierdem de sub control. Și știți cum e, dacă nu investești în tinerii de azi, nu o să ai în viitor mâine. Și eu cred că noi, administrația locală din Șoimuș, investim foarte mult în tineri și în școală și în tot ceea ce e legat de ei. Și nici asta n-a fost bine și de aici ați furat. Și de aici am furat, da. Eu am furat de pe tot locul. Cum spun contracandidații mei, dacă stăm să le luăm așa, am furat de pe tot locul. Bun. Mai era o discuție, tot așa, noi avem o societate a Consiliului Local care face lucrările de apă și canal. Acolo au găsit încă o mare gogomăneață că am luat toate materialele printr-o firmă care este a unui susținător de-al meu și că am făcut acolo o mare afaceri. Ei, vreau să le spun că firma Șoimuș nu avea un istoric bun în momentul când, adică nu avea vechime pe partea asta de instalații, construcții, când a luat această lucrare. Iar firma respectivă care le-a furnizat materiale, lucrând de foarte mult timp pentru că a lucrat și la lucrarea de apă, avea discounturi destul de bune pentru achiziția de materiale. Și noi am profitat de lucrul ăsta ca să putem lua aceste materiale direct de la furnizor cu discounturile de la firma respectivă. Adică ne-a dat o mână de ajutor. Pe lângă care utilaje care lucrează la, sunt contractante la această firmă, a adus și materiale
cu discounturile respective. După ce noi am început să prindem credibilitate pe piață și am obținut și noi discounturile respective, n-am mai luat de la această firmă și acum luăm noi direct de la furnizor, dar tot cu aceleași discounturi, adică prețurile nu sunt altele, dar ei încearcă să discrediteze și să murdărească orice acțiune și orice ceea ce fac eu pentru Comuna Șoimuș. Să știți că am avut o întâlnire, ca să fac o paranteză aici, cu primarii de la, în momentul când am semnat contractul de gaz, asocierea pentru contractul de gaz. Zile. Da. Am fost 6 primari acolo și în momentul ăla mulți dintre primarii spuneau: băi, dar tu ești nebun, ce sânge ai avut să faci firmă, ți-ai făcut bătăi de cap și să ții oamenii ăia, să le dai salarii, să-i urmărești, să lucreze, să se zbată. Să faci firmă în subordinea Consiliului, în subordinea Consiliului Local, nu a mea, să nu înțeleagă greșit telespectatorii. Ca să știe toată lumea. Da. Să te chinui tu cu ei când puteai să o subcontractezi, să n-ai bătăi de cap. Și am zis, măi, eu m-am gândit în primul rând la oameni. În primul rând la oameni din ce punct de vedere? Dacă oamenii au un salar sigur și o pâine sigură, 100% n-au niciun fel de problemă și în toată ziua trebuie să vină la primărie să ceară asistență socială, ajutor social și tot felul de bani care până la urmă sunt bani nemunciți. Eu vreau să învăț pe oameni să pescuiască, nu să le dăm pește gata prins. Adică să învățăm să fie gospodar, să învățăm să muncească și să-și obțină veniturile și să prețuiască munca. Până la urmă au înțeles, a fost nebunia mea, cum s-ar zice, dar acestor contracandidați nu le convine pentru că acești oameni este clar că mă susțin. Pentru că le-am oferit o pâine. Și o pâine în loc de muncă și o pâine în familia lor, pentru familia lor. Vreau să-l asigur pe contracandidatul meu că tot zice că el va prelua și va face tot felul de lucrări pe partea asta de show în cons, că trebuie să ne gândim. Care contracandidat? Că aveți mai mulți. Unul dintre ei nu contează. Da. Nici nu vreau să-i dau numele, că nu e atât de important. Problema este că vreau să-i spun că societatea se autorizează acum pentru lucrări de gaz și lucrările de gaz o să le dau tot la societatea Consiliului Local. Dacă legea îmi permite, le voi da tot lor și lucrările de drumuri tot lor le voi da, pentru că vreau să le asigur de acum 10 ani de zile să aibă de lucru. Și îmi doresc treaba asta din ce punct de vedere? Banii vreau să rămână în comună și pentru locuitorii Comunei Șoimuș. Nu vreau să vină tot felul de firme, cum spunea el într-o altă emisiune, că ar trebui luată lucrarea de altă firmă și Șoimconsul să lucreze sub antrepriză. Adică unul șmecher ia banii și ăștia săraci trăiesc de pe zi pe alta din fârmituri. De ce? Pentru că firma asta merită să se dezvolte. Firma asta rămâne a Consiliului Local, că Nirimie nu mai este primar. Când o fi? Peste 4, 10, 8 ani, când lumea se satură de Irimie, în momentul ăla, firma rămâne cu ceva. Primăria rămâne cu ceva. Rămâne cu utilaje, cu mașini, că m-a acuzat că am luat SUV-uri. Da, le-am luat 3 mașini care trebuie să... Nu poate să meargă pe teren fără să aibă mașini. Că până la urmă lucrează pe șantiere, trebuie să le oferi niște condiții. Le-am luat camionete. De ce le-ați luat? De ce ați cheltuit bani, da? Până la urmă, acum le luăm utilaje. Vreau să le iau, dacă semnăm contract de drumuri, vreau să le iau finisori de asfalt și tot ceea ce au nevoie ca să-și desfășoare activitatea. Utilaje, buldoi, excavatoare. Acum suntem în discuții să le cumpărăm și aceste utilaje. Deci toate lucrurile astea merg în a dezvolta comuna, nu a sta pe loc. Dar el nu înțelege, pentru că în viața asta lui, nu știu dacă a luat o decizie vreodată el personal, persoana asta de care vorbesc, și el știe că sigur mă urmărește, că mă urmărește toate emisiunile. Dacă a luat o decizie... Lucru bun sau... Da, a luat o decizie el, că în general a avut pe cineva în spate care a luat decizii în locul lui. Bun. Cine? Doamna? Soția? Sau cine? Știe el la cine bărbat puternic. Și știu și oamenii din comună la cine. Eu glumesc acum. Da. Bun. Deci firma respectivă nu este făcută ca să fie suflați bani sau cum zice el în subconștientul lui. O altă acuzație are este că s-a făcut o achiziție de 250 de lei asfalt în primă fază, după care s-a renunțat și s-a făcut cu 3200 o altă achiziție. Cu 320 de lei tona de asfalt. Vă și spun de ce s-a făcut așa. Când s-a făcut prima dată achiziția, a fost doar asfaltul curat, fără manoperă, fără pus în operă. Și atunci am discutat
cu cel care furniza asfaltul și a zis în felul următor: eu am foarte mult de lucru, nu pot să-ți pun asfaltul, nu am utilaje și nu am timpul necesar ca să putem pune asfalt. Și am discutat cu altă firmă ca să vină să pună în operă. Și automat firma respectivă a cumpărat asfaltul la 2500 și 50 de lei a pus în plus la tona de asfalt pentru manoperă, că l-a pus în operă. Acolo iar el a pus semne de întrebare că de ce aia 50 de lei unde s-au dus? În buzunarul lui cine? Ce? Adică doar acuzații nefondate. Eu l-aș și m-aș fi bucurat înainte de a ieși la televizor doar cu acuzații de pe conturi false, că n-are curaj. El postează prima dată pe conturi false, după care preia el și distribuie. Păi dacă ești bărbat, postează direct de la tine, că așa fac bărbații adevărați. Nu vreau să-i spun altfel. Bun, acum asta cu faptul că el preia de pe un cont fals, despre care mă gândesc că toată lumea știe că e un cont fals, nu? Păi se vede că nu există. O are poze ori cu cal, ori poze cu o doamnă care n-are nicio înfățișare din comuna Șoimuș și locuiește pe nu știu unde, Dubai, deci, sau unde n-ai mai locuiește. În momentul în care un candidat care se vrea serios preia și distribuie astfel de postare, e clar că ceva acolo miroase destul de urât și aici e vorba și de altceva, nu numai de bărbăție, e vorba de bun simț. Da, o altă discuție care am văzut-o a fost legată de stațiile de autobuz, că am furat banii de pe stațiile de autobuz. Vreau să-i amintesc, ei orice discută, punem semne de întrebare, adică ei pun semne de întrebare. Eu vreau să le răspund la semne de întrebare. Stațiile de autobuz au fost undeva la în jur de 3.000 de lei bucata. Le-am montat, le-am achiziționat în 2018, și le-am montat tot în 2018 pe tronsonul de la Șoimuș până la Fornădie. În 2018, în decembrie, au fost sparte toate plexicurile pe ele. Am făcut plângere la poliție și acum este în cercetare cazul respectiv. N-au găsit făptașul. În 2019 a fost luat o stație de odubă. Poate vă aduceți aminte că au fost pe toate posturile de televiziune, inclusiv online, au avut sute... A întors-o acolo. Da, a întors-o și a luat-o chiar înainte a plecat o fată de acolo, că o luau și pe fată din stație de autobuz. Am avut noroc și acum îl caută pe cel care a fost cu duba și încă nu l-au găsit. Probabil o să-l găsească. Și atunci, în 2020, trebuia să le las toate sparte ca contracandidații mei ăștia puternici să vină să facă poze și să zică: domnul primar nu a făcut nimic, a lăsat stațiile sparte. Nu, am luat decizia să le reparăm toate stațiile. Am reparat 13 stații, din care una a trebuit să o facă din nou. Deci una e făcută din nou și restul am pus plexic nou pe toate. Și a fost o valoare de 24.000 de lei toată reparația stațiilor și o stație nouă. Și m-au acuzat că am făcut o reparație, le-am achiziționat în 2018 și în 2020 le-am și reparat. Păi măi, fraților, uitați-vă și voi ce s-a întâmplat în decursul ăsta, că eu, ca primar, cred că sunt cel mai vizibil primar posibil, pentru că postez totul pe Facebook, orice se întâmplă în comună, că e mizerie, că ori spar stațiile, că dacă vă uitați la mine pe pagina de Facebook găsiți, sau dacă vreți o informație, eu sunt la primărie, răspund la telefon 24 din 24, nu cred că a fost un cetățean din comună să nu mă sune și să nu răspund la telefon, sau să mă sune și să nu răspund la telefon. Oamenii ăștia, în afară de mizerii, nu fac altceva nimic. Toată campania s-a dus pentru a-mi strica mie imaginea. Nu a fost o campanie în care să zică: domnule, cum ați spus la început emisiunii, eu vreau să vin cu următoarele proiecte. Asta vreau să fac eu pentru comuna Șoimuș. Irimie a făcut asta. Ce a făcut el și ce a început el, e problema lui. Eu vreau să încep următoarele proiecte, care cred eu că sunt pentru comuna Șoimuș. Din păcate, campania s-a dus doar împotriva mea, împotriva imaginii mele, împotriva colegilor mei, împotriva susținătorilor mei. A fost o campanie mizerabilă din punctul ăsta de vedere și nu m-am așteptat ca un om tânăr, care credeam că are o viziune serioasă, să vină cu astfel de... Deci, în afară de a denigra și de a veni cu mizerii, n-a făcut nimic. A umblat cu tot felul de materiale, că primăria Șoimuș are 100 de miliarde datorii, că
care le-a făcut copii de pe tot felul de hotărâri judecătorești care sunt, nu sunt definitive, fraților. Și nici nu o să fie definitive și o să ies cu ele public în momentul când se va întâmpla, dar Doamne ferește dacă se întâmplă lucrul ăsta. Toate nebuniile astea cu contractul de apă și cu plângerile penale în spate au o singură culoare, o culoare roșie. Nu trebuie să discutăm altceva, pentru că s-a dorit foarte mult să nu finalizeze acel program de introducere a rețelei de apă. Știau că va fi un program care mie îmi va aduce imagine pozitivă și și-au dorit din toată puterea să nu finalizeze acel program. Toate plângerile penale care mi le-au făcut s-au închis cu neînceperea urmăririi penale, dar pentru că ei au făcut plângeri penale, proiectul ăla de apă a fost un pic șifonat și un pic mai mult șifonat, pentru că cei de la fonduri europene automat, lucrând cu fonduri europene, s-au speriat și au declarat în momentul respectiv că, fiind plângeri penale, trebuie să oprească finanțarea lucrării pentru că să nu fie fraudă, că așa au făcut plângere și la fonduri. Da, și au spus că este fraudă din fonduri europene. Ca să poată să oprească dezvoltarea comunei Șoimuș. Nu au făcut nimic altceva. Eu îl întreb pe domnul Berindei că în 2016, că acum îi spun și numele, în 2016 era în echipa mea. Și știe cât de mult ne-a luptat atunci și când a mers din casă în casă să le spune la oameni că de fapt lucrările se vor finaliza sau sunt finalizate și ne-am zbătut ca să facem recepțiile, am făcut expertiză, era atunci lângă noi, după care a luat-o și-o întoarce invers acum în 2020. Dacă nu a ieșit pisica cu viceprimarul, că de fapt era aruncat acolo o mână moartă, că a vrut să ajungă viceprimar și după aceea să mă toace pe mine 4 ani, că nimeni nu-i prost, toți colegii ne-am dat seama de treaba asta, o să ne toace pe toți 4 ani, după care să candideze de primar din partea PSD-ului, el a fost ca lui Troian aruncat de către PSD la noi în turmă, cum s-ar zice. Din păcate, l-am aruncat că a fost un măr stricat repede din coș. Bun. Sau din fericire, nu din păcate, așa. Nu am văzut niciodată atât de... Nu, dar trebuie să spune lucrurilor pe nume, că deja lucrurile au luat un pic pe o altă... pe un alt făgaș și cred că ar trebui să vorbim așa cum trebuie să vorbim. O campanie pe conturi false. Iar am mai văzut, știți că noi avem în comuna Șoimuș o pasăre cucu, un cuc așa. Da, pe stemă sau pe ce? Nu, avem, nu-i pe stemă, că încă el ar vrea să-l punem pe stemă, dar el e un cuc care cântă din 4 în 4 ani. Așa. Da. Bun, nu e chiar un cuc. Da. Nu, lumea știe despre ce cuc zic eu. Mă, nu. Cucul ăsta cântă din ce cauză? Cântă că își dorește din nou să ajungă la primărie. Problema este nu o să mai ajungă la primărie și mizele cu care el umblă la fiecare la poartă îi fac mai mult rău decât bine. Ar trebui să înțeleagă că oamenii din comuna Șoimuș știu ce vor și că nu mai merge cu vrăjala care mergea cu 8 ani, cu 10 ani când el era la primărie și aburea cu tot felul că noi facem, noi dregem, noi schimbăm și de fapt lucrurile stăteau pe loc. Oamenii s-au săturat de treaba asta, degeaba merge el cu tot felul să le spună că nu e adevărat, că îi rimie minte, că face, că nu face nimic. Dom'le, se vede. Se vede, noi am adus în comuna Șoimuș 13 milioane de euro. Să-mi spună pe vremea lui Gojan cât ori adus. Și eu să vă spun eu. Sau pe Alunistor. Haideți că vă spun eu cu cât ori adus ei și cât am plătit noi. Bine. Așa. În 2005... domnul deputat Laurențiu Nistor a luat un credit de 6 milioane de lei. Am aici contractul, stai numai să-l găsesc. Așa. Semna de doamna Goia, sora dânsului și domnul Nistor. Aici e contractul, îl avem aici de față, 6 milioane de lei. În 2005. Asta pe primărie, nu? Pe primărie, da. În 2008 încă 3 milioane de lei. Tot credit. Hai să vorbim în bani vechi. Nu, în 30 de miliarde, 60 de miliarde, miliarde, așa. Și 30 de miliarde. Așa. 3 milioane de lei. Aici eu fac mai bine paritatea, așa. Așa. Am scris aici 3 milioane, e alt contract. Iar în 2011, primarul care a rămas după domnul Nistor, o linie de finanțare în care
îi 5 milioane de lei, 50 de miliarde. Deci total 14 miliarde, adică 14 milioane au rămas în 2012 să plătească administrația condusă de Irimie Mihai Gabriel. Ei, vreau să vă spun că anul trecut am finalizat plățile la toate trei aceste datorii. Suntem cu ele la zi. Deci s-a încheiat creditul acela. S-au încheiat toate creditele, că le-am plătit noi, administrația locală, care a fost condusă de noi, de Irimie Mihai Gabriel și echipa asta de la primărie care nu face nimic. Așa. Și le-am plătit toate datoriile astea. Pe lângă datoriile astea, am făcut și proiecte pentru comună. Am modernizat școlile. Am construit 5 terenuri de fotbal sintetic. Am construit o bază sportivă mare pentru juniori. Am construit 7 capele. 7 capele mortuare în toate satele. Toate 7 cămine culturale le-am renovat integral. Ce să vă spun? Drumuri, rețeaua de apă. Lucrăm acum la canalizare. Mai avem încă rețea de apă făcută încă în 3 sate, care urmează să-i dăm drumul. Deci noi muncim. Alții vin cu minciuni. Ceea ce nu-i normal pentru o campanie sănătoasă să vii cu astfel de afirmații. Deci lucrurile nu merg într-o direcție bună când tu vrei să spui că tu ești Ana Cosânzeana și restul sunt numai niște oameni care nu fac nimic, nu muncesc, nu nimic. Cosânzeana, albă ca zăpadă. Albă ca zăpadă, da. Deci sunt câțiva contracandidați de mei care nu înțeleg ce urmăresc decât am văzut că în ultima perioadă nu fac altceva decât mă discreditează și pun tot felul de imagini pe conturi false, tot felul de... am văzut că sunt subiect de discuție în câteva emisiuni care știu că personajele respective sunt oamenii de imagine a contracandidatului meu și o să și demonstrez lucrul ăsta în următoarele zile ca să lămurim aceste aspecte. Da, sunt doi frați, nu știu cum îi cheamă, în fine, doi frați care apar la o emisiune la o altă televiziune și vorbesc, le place Comuna Șoimuș foarte mult. Deci, extraordinar de mult le place Comuna Șoimuș și vorbesc foarte mult de Comuna Șoimuș. Au informații, deci astăzi contracandidatul meu postează pe Facebook, a doua zi preiau și vorbesc despre Comuna Șoimuș, ceea ce zice contracandidatul meu. Dar nu am văzut niciodată să vină în Comuna Șoimuș să zică, domnule, hai să vedem, băi, Irimie, Gheorghe, Pătru, ăștia cu fondurile care îs angajați degeaba, că am auzit și asta, că vreau să o spun și asta, hai să vedem ce faceți voi pe aici, hai să mergem, să vedem, hai să le arăt că am făcut până acum 40 de kilometri de rețele de canalizare și într-un an de zile 40 de kilometri de rețele de canalizare și apă. Ei nu știu să numere până la 40.000. Invitați în mod... Uite, eu vă propun ceva, sunt colegii mei și totuși mă simt un pic așa când vorbesc despre colegii. Eu nu vreau de să... Că, nu, invitații, și, dar spuneți-le să ia și o cameră de la vedere cu ei. Au luat ieri, stați liniștit, că au fost ieri în comună, da? Și au luat deja, au fost să ia lucrări. Dar bine, nu iau ce bine, normal că e campanie, dar nu credeți că iau. Au luat, au făcut o poză, au făcut o filmare la o stație de autobuz în care se zică uai, câți bani au furat Irimie cu 3.000 de lei, la o pubelă de asta, la o platformă, că mamă, 8.000 de lei au cheltuit pe o pubelă, că noi cu 1.000 de lei făceam nu știu ce. Au mers și au filmat o groapă la Bălata, că e căminul pus, nu-i finalizat, că asta vreau... Lucrarea deci, da, că la Bejan, în momentul când s-a turnat asfaltul, s-a rupt o bucată de rigolă și că trebuie astea lucrări de calitate. Într-adevăr, acolo s-a rupt o bucată de rigolă, a călcat cu cilindru pe ea, n-au fost pus biscuiții și peretele de la rigolă s-a rupt. Da, se repară, normal, nu este nicio lucrare recepționată, plătită de pentru sau finalizată. Toate lucrurile sunt în curs de execuție. La Bohol s-au dus și le-au spus la oameni, domnule, gata, la Bohol nu se mai face canalizarea. S-a terminat, domnule mei. Nu, gata, primarul... De unde? Păi, ce se întâmplă? Problema este că noi comandăm căminele, trebuie să facem comandă, că ele se fabrică pe bază de comandă, pentru că sunt pe diferite dimensiuni. Nu vin de pe o zi pe alta. Am avut niște sesizări pe Bohol către Inspectoratul de Stat în Construcții, am oprit lucrările ca să poată să vină, să vadă, să măsoare, să verifice lucrările, după care
am făcut comenzi pentru cămine. În cursul zilelor următoare o să vină căminele și o să începem lucrările. Nu se fac depozit pe alta căminele, plus că a fost și, turnate, e și perioada asta și care mai că m-au acuzat că de ce am început rețelele în toate satele și da, țeava a fost pe stoc, am dat drumul la țeavă, după care am, din păcate, n-am știut că va veni pandemia asta și starea de urgență și de alertă și toate stările astea în care au fost blocate toate firmele să mai lucreze și n-au mai produs cămine o perioadă destul de vreo 3 luni de zile și în care noi am rămas fără materie primă, da, ca să putem lucra și atunci 4 minute de emisiune. Ei au folosit toată treaba asta în scop de denigrare că am făcut lucrările prost. Nu, eu îi asigur pe toți cetățenii Comunei Șumuș că până anul viitor, în decembrie, când avem contract de finanțare, vor fi finalizate toate lucrările și nu semnez niciun proces verbal de recepție dacă lucrările nu sunt făcute conform. Mai aveți multe lucruri acolo, din câte am Da, mai avem, o să le spunem toate. Referitor la echipa de consultanță de la primărie, că zice că avem angajați care nu-și fac treaba și nu iasă pe teren și că de ce plătim consultanță dacă avem angajați pe proiecte. Eu vreau să-l întreb un lucru. El, dacă e așa deștept, de ce și-a făcut contract de consultanță când și-a făcut pensiunea în care stă? Pensiunea în care stă și-a făcut-o cu consultant. Dacă el putea să depună fără pensiune sau e casă, că n-am înțeles. Pensiunea aici. În care stă, zic foarte bine ce zic. Adică el stă în pensiunea care el a construit-o ca și pensiune, dar și-a făcut de fapt casă. Pe bani europeni. Asta e fraudă. Nu știu. Nu știu. Pun și un semn de întrebare. Nu mai zic. Pun un semn de întrebare. Bun. Consultanța este obligatorie pentru un proiect și este și eligibilă. Dacă nu știe. Pe lângă asta, nu se primește proiectul fără contract de consultanță. El vorbește fără să studieze. Eu acolo am ajuns la concluzia că cineva îi spune niște informații și el nu le verifică. Le dă drumul. Băi, domnul contracandidat, eu vreau să-i transmit așa. Trezește-te că te faci de minune. Păzi ce trece, te faci de minune. Și acum, dacă tot e emisiune electorală, vreau să spun și eu câteva lucruri. Vă rog. Legat de ce vreau să mai fac în Comuna Șuimuș. Am dat o broșură care nu am aici la mine, din păcate. Nu la mine trebuie să ajungă broșură. S-a cerut atât de mult încât am rămas fără și asta e un lucru bun. Înseamnă că cetățenii ori apreciat și apreciază proiectele și investițiile care urmează să le facem. Eu vreau doar să transmit un mesaj investitorilor din tot județul și cei care ne urmăresc. În Comuna Șuimuș avem 200 de hectare teren curs construcții industrial al oamenilor și al primăriei, în care pot investitorii să-și facă tot felul de proiecte pe lângă autostrade. Din partea autorităților locale, eu ca primar și echipa din primărie vă garantez tot sprijinul pentru a dezvolta investiții pe raza Comunei Șuimuș. Acest teren l-am introdus în construcții intravilan din acest motiv, ca să dezvoltăm Comuna Șuimuș. Și aveți toate utilitățile. Apă, canal, gaz și curent până la aceste 200 de hectare. Mai avem 12 hectare de teren lângă autostradă, chiar lângă nodul de autostradă, sunt ai primăriei și a Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri. De asta vă spun că noi, ca administrație locală, suntem deschiși pentru a aduce investitori. Avem câteva discuții cu câțiva investitori care deja au și început. Unul face o vulcanizare mare, altul face o spălătorie, altul vrea să facă o stație de gaz pentru, știți că pe viitor da. Tirurile vor funcționa doar pe gaz. Și avem un investitor pe treaba asta. Deci, pe lângă proiectele care le-am prezentat în broșura respectivă, punctul cel mai important pentru noi și cred că, bineînțeles, lucrările vor continua, le vom finaliza, să nu uităm de partea de drumuri, care avem 170 de miliarde sau 17 milioane de lei proiect depus și vom semna contractul, gazul care am făcut asociere și vom demara, pentru că nu m-am asociat cu 6 comune să dorm, m-am asociat cu comunele respective și inclusiv un oraș, că depunem proiectul, suntem toți hotărâți să depunem proiectul și să obținem finanțarea. Noi ne zbatem pentru comunitate. Noi ne zbatem
eu și echipa mea și angajații primăriei suntem aproape de oameni zi de zi. Nu cred că există vreo dată cineva să, dacă a avut vreo nelămurire, să plece nelămurit de acolo. Mai este un lucru care vreau să-l zic. Cine nu muncește, nu greșește, fraților. Atâtea lucrări sunt în comuna Șoimuș și normal să mai greșim la o groapă, că n-am făcut-o la timp, și dar până se termină lucrarea, o facem. Că un cămin nu e așezat într-o poziție, că trebuia capacul la cămin ridicat mai sus, că s-o spartă o țeavă de apă din cauza lucrărilor care au avut loc pe zona respectivă, pentru că am lucrat cu utilaje grele. Lucrurile astea se remediază toate. Dar trebuie să înțelegem că comuna Șoimuș a plecat într-o direcție bună, merge într-o direcție bună, se dezvoltă, toate comunele de pe lângă noi ne apreciază pentru ceea ce facem și haideți să mergem mai departe, pentru că e păcat să pierdem timpul cu mizerii de genul ăsta, care unii cred că din aceste mizerii vor câștiga campania electorală. Dar locuitorii comunei Șoimuș vă aștept la vot în 27 septembrie. Sper să votați echipa liberală, așa cum ați făcut de fiecare dată, și noi nu vă vom dezamăgi. Domnule Irimie, vă mulțumesc pentru prezența la emisiune, chiar interesantă a fost din punctul meu de vedere. N-am intervenit foarte mult pentru că am vrut să vă las să vorbiți. Mi s-a părut foarte coerent și veridic ceea ce ați spus acolo. Sincer, mi-aș mai fi dorit o emisiune cu noastră în care să discutăm despre proiecte, dar nu mai e timp, că la noi mâine se încheie. Succes în alegeri, vă doresc. Mulțumesc. Stimați telespectatori, Irimie Mihai Gabriel, primar în funcție și candidat din partea PNL pentru funcția de primar al comunei Șoimuș, a fost invitat la fotoliul cu ghimbi. Vă mulțumim tuturor pentru atenția acordată, rămâneți în continuare alături de noi. Numai bine!